Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou minunat episod din Slither.io. Ce spuneți de vocea mea foarte sexy? Vă place? E frumos dacă fac așa? Vă face să vă simțiți mult mai calzi pe interior? Nici nu știu unde vreau să ajung cu asta, dar... Oh, motherfucker! Spartanul s-a întors! Sunteți gata? Sunteți gata? Băi, ești nebun, Bă, ce frumos se mișcă jocul ăsta! Vai, mamă! Și cu graficile pe hai! Wow! Shit, eram... Eram cât pe ce să mor. 353 de șarpi pe server. Bă, asta e bine, dar nu e bine de foarte, foarte bine cum. Era acum ceva timp când acest joc era chiar foarte în vogă. Acum, sincer să fiu, văd că e foarte multă liniște. A, luminițe. Uite, ăla de pe locul 1 are doar 17.000. Ba chiar pot să fac și eu undeva pe la 8.000 de puncte și să ajung în top. Iar asta este bine sau nu e bine? Cine știe? Eu nu știu. Ia să iau eu luminițele astea de pe cilea. Singura problemă ar fi că... Nu prea am pe cine să omor. Treci mă încoace. Wow, dar nici nu credeam că asta va funcționa. Mamă, ce dulce e. E incredibil. Da, acum mai trebuie mai mult șerpi. Uite, un șarpe. Ia, fii întâna. Poate eu o să fiu foarte, foarte pregătit în cazul în care el vrea să facă vreo mișcare, știi? Și în cazul în care face vreo mișcare, fac și eu o mișcare. Îl interceptez. După care îl omor, pentru că se pare că... Băi, ești nebun, ăsta nu încearcă nimica. Fucking hell, dude. Dude, ce jucător ești tu, mă? Să nu încerci să mă omori? Wow, ok. Bun, ia să vedem. Ia uite-l. Eu uite-l pe nenorocit. Îl stocuiesc așa. Tu znația, măti. Vrei să ne batem? Hai, mă, fraiere, să ne batem. Hai, mă. Hai, mă, bă. Bă, dar nu pleca, bă, bă. Bă, ce bulange. Bă, ăsta... Deci fuge de mine. Deci fuge de mine în loc să se bată cu mine. Să încercăm să ne... skin-ul lui Pirica. Shit, fuck, mă. What the fuck a fost aia, man? Am mișcat mouse-ul și n-am... Ok, e foarte ok, bun. De ce? Pentru că voiam să mor, pentru că vreau să văd ce alte skin-uri s-au băgat în acest minunat joc. Îl știu pe ăsta, îl știu pe ăsta, îl știu pe ăsta, îl știu pe ăsta. Asta e unul galben, dar... Ok, o să-l iau pe ăsta lui Jelly, pentru că e foarte verde și e frumos. Și-mi place culoarea aia. Plus că are limbuții așa scoase afară și niște ochișori drăguți. Nu ca celelalte skin-uri care arată ca niște limbrici. Da, mă, dar chiar, mă! Uite un bot. Hello, vino încoace. Vino, bă, stai așa. Stai o secundă că vreau să te omor. Bă, nu fi bulangiu. Uite-te cum face, mă, bulangiu. Ok, fuge de mine, nu vrea să mă lase să-l omor. Dar nu e problemă, pentru că eu o să omor alt șerpi. Cum ar fi ăsta, uite. Shit, fuck, man! Am întors aia și n-am mers. Bă, da, de ce mi se pare că jocul ăsta este foarte pustiu? Adică, parcă nu mai sunt șerpi atât de mulți și mari cum erau înainte. Bun, ăsta e un server pe care sunt mai mulți oameni. Sunt sigur că aici voi găsi pe ce... Tu znația, mătii, cum ai luat-o înainte în jumătate de triliardime de secundă? Tu znația, mătii, bă, frate, cum s-a mișcat ăsta? Ok, ai aplauzele mele. Și de asemenea te urăsc și sper să mori. Dar mai ales ai aplauzele mele. Bă, frate, cum s-a învârtit pe acolo și mă, nici n-am avut o secundă să mă duc, mă. Bine, el era și într-o poziție mai bună să pornească sper puncte, știi? Eu eram la dracu, cu spatele. Dar asta nu mai contează. Trebuie să găsesc șerpi astea. Uite un șarpe! Tu znația, mătii! Ce enervant e jocul ăsta! Da, frate, crezi că faci tu o chestie și nope? Nope, face el o chestie înaintea și mori. Dar, nu știu ce să facem. Fii antena, îl vezi pe ăsta? Pe ăsta l-o mor. Deci dacă nu l-o mor eu pe ăsta, să nu spuneți mie penc. Tu znația, mătii de bulangiu, că fugi. Fugi, a? Mamă, dar mare ești. Mâncați aș gurița ta, dar măricel ești. Bă, acum dacă aș fi bulangiu și aș putea să fac, ar fi să-l stocuiesc pe ăsta și să aștept să moară, că la un moment dat toată lumea moare, știi? Și să-i mănânc eu cam tot corpul, dacă s-ar putea. Uite, mâncare gratis acolo.
Nu! E mâncarea mea! Băi, băi, bă, ce buni jucători sunteți voi, mâncameați șoricul de la porcul de Crăciun, pentru că poate mi nu-mi place, știi, poate are vreo boală și nu vreau să-l mănânc, deci să-l mâncați voi. Bă, frate, deci eram fix între ăia, am zis că, bă, unul din ei moare și o să fac rost de o grămadă de puncte. Nope, nu, domnule, nu să există așa ceva. Nope, cum să moară unul din ei niciodată? Asta e niște mâncare gratis pentru... Oh! Nu, toată ea mea. Niam, niam, așa, așa. Bă, da... Am mâncat-o pe toată, dar parcă n-am crescut cine știe ce, sau mi se pare mie. Na? Vrei să faci chestii cu mine, a? Vrei să ne smardoim, fraier, ești smardoi, a? Mamă, dracu, vii tu spre mine așa ostentativ și periculos. Uh-huh. Bun, păi văd și repelei mai mititei. Singura problemă e că nu e unul mai mare așa pe care să-l omor și eu. Oh, nu, toată mâncarea mea. Oh. Ai, am luat jumate din ea. Bă, da, sunteți bulangii, frate, deci muriți în mine, după care... Oh, eu scu spatele și vine altul și vă mănâncă. Du-vă în rahat de bulangii. Bun, mă, sunt pe locul 54. Pentru un tip care n-a mai jucat Slither eu de 17 ani, eu zic că e ok. Tu zici... Wow, nici nu știu ce ai vrut să faci acolo, dar mă bucur că te-am omorât. Oh, un fra... Ah! Oh, nu! No! Mă, ce mă nervează, mă! Mor ăștia pe lângă mine și ghiși ce, eu nu sunt îndreptat spre ei să-i mănânc repede și vine cu un bulangiu și mănâncă. A, oh, mama mea! A, dar nu era atât de multă mâncare pe cât am crezut că o să fie. A, oh, mai multă mâncare în spate. Oh! Oh! Oi, stai, fuck, nu mă pot... Ah! Decide în ce direcție să merg. Băga-mi aș... Shit, shut the fuck up. Oh, oh, mâncare. Oh. 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 Ftuți dumnezeii și candela adormirii anafurii mătii. Oh my god, nu pot să cred că s-a întâmplat așa ceva, deși trebuia să mă aștept. Trebuia să mă aștept. Ah! Oh! Oh, mâncarea mea. Ah! Oh! Oh, pleacă dracu de cele fraiere. Dar Pink, nu mai fă așa de parcă ești viola. Shut the fuck. Ah! Oh, oh, am supraviețuit. Am supraviețuit. Oh shit, și am o grămadă de mâncare aici. Nu mai fă așa, pentru că shut the fuck up. Dacă vreau să fac foarte ciudat, o să fac foarte ciudat. Și îmi place cum dacă scoți zgomote de asta, de astea, nu de asta. Zgomote de astea, lumea îți spune că ești gay, like what? Dude, dacă ești băiat și faci dragoste, poți să scoți zgomote de a... Să știi că e plăcut chiar dacă nu ești gay pentru toți cei care... Oh my fucking god, mâncare gratis? Mm. Mâncare gratis, măi să fie. Ce spuneam, da, să știi că sexul e plăcut și dacă nu ești gay pentru toți cei din comentarii, aparent. E trist. Sunteți răi cu mine, mă simt foarte insultat. Pleacă-mă, dracu, cu skin-ul tău de român. Hua, dracu, la mămăli, gata. Așa. Am pierdut o grămadă de timp când puteam să vin la mâncarea asta, pentru că aveam niște mâncare aici. Iată, unul a murit aici. Hai, și fericit sunt, doamne, și fericit sunt. Bun, păi, sunt pe locul 13, chiar aș vrea să șterge-o mă de aici, mă, pișpirică mă. Olivia? Oh, Olivia, ce faci? Oh, baby, hai, vrei să te înconjori? Fac cerc în jurul tău, fac cerc în jurul tău. Holy shit, cum se strânge în interior. Oh god, asta e șmecher. Ești fraier, ești fraier. Ești șmecher dacă ești mare și încercuiești pe unul, pentru că el poate să facă cercuri perfecte acolo, dar la un moment dat nu o să mai aibă loc, că tu, pe măsură ce te învârți acolo, așa începi să te strângi. Iar asta e bine pentru tine. Sunt pe locul 13. Bă, chiar vreau și eu pe locul 10 măcar, ca să fiu și un tabela de scor. Asta m-ar face mult mai fericit. M-ar face să-mi dau seama de miracolul vieții și de cât de fericit sunt că am doi ochi și nu sunt capră. Pentru că ar fi nașpa să fi fost capră, știi? Pentru că dacă te naști și ești capră, n-ai multe chestii de făcut decât să behăi, să mănânci și apoi să fii tăiat de Crăciun sau când se taie caprele. Habar n-am. Voi să-mi spuneți în comentarii, oameni buni, când se taie caprele. Apoi, nu știu dacă la vreo sărbătoare anume sau ceva, habar n-am.
He, unde crezi că mergi, tipule? Ha, fraiere, credeai că mă omori tu pe mine? Niciodată, și-a mai murit unul. Uite-te, sunt pe locul 9. Oh, oh, uite toată mâncarea asta. Oh, uite aici un pic de mâncare. Oh, oh, sunt mulți șerpi aici. Poate o să reușesc să îi fraieresc pe unii dintre... Mamă, ce era socomit. Sunt pe locul 4. Bă, dar ăla de pe locul 1 are 31.000, mă. Ce nația, mătii? Cum ai făcut 31.000? Bă, eu sunt pe locul 4 și am 12.000. Wow, ok. Hai să vedem ce ai de gând să faci. Mă, ai de gând să mergi fix pe unde ai mai fost. Ceea ce e de înțeles, pentru că asta aș fi făcut și eu, pentru că sunt un jucător foarte bun, dar... Dar totuși, bă, oameni buni, am ajuns pe locul 4, gata, mă simt foarte privilegiuit că am reușit și eu să ajung pe locul 4, deși n-am mai jucat de foarte mult timp Slither. Eu băgam ea și piciorul în altarul mătii și în altarul mătii de asemenea. Așa, vreau și o mâncare de asta. Toți nația, un căcat de la mic, au murit 3 sau 2. Dar cam atât pentru acest minunat episod, oameni buni. Nu uitați să apăsați și voi acel minunat buton de like, pentru că m-ar face foarte, foarte fericit. Și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!